Salutare frații mei, Montana pe vlog, deja știți cum stă treaba. Astăzi vom vorbi despre ce trebuie să faci atunci când intri prima dată pe o celulă. Doamne ferește să se întâmple așa ceva, dar în caz că se întâmplă, pentru că viața asta e imprevizibilă, noi ca oameni suntem imprevizibili, în caz că se întâmplă asta, încă o dată, Doamne ferește, să știți ce să faceți, cum să reacționați ca să vă fie bine. Hai să nu mai pierdem timpul, v-ați pregătit tot, știți deja, nu? Regula, am postat vlog, v-ați luat chipsuri, treburi, sucuri, nu chipsuri că fac rău, legume, fructe și așa mai departe și v-ați așezat confortabili. Perfect, hai să-i dăm drumul. Gândește-te la mine dacă stai în chirie. Gândește-te la mine dacă ai căzut la pușcărie. Gândește-te la mine dacă ești acum la greu. Pentru că la fel ca tine sunt și eu. Prima dată când intri pe o celulă e o experiență de neuitat. În primul rând pentru că ai senzația că intri într-o încăpere cu niște vampiri care așteaptă de 200 de ani să li se aducă o victimă pe care să o muște de gât. Dar nu e chiar așa. Dar tu, stând cu acest gând, îți faci rău ție. Pentru că vei intra cu teamă pe cameră. Sunt unele reguli pe care trebuie să le urmezi. Înainte să vi le spun, vreau să subliniez un lucru. E exact cum aș da un sfat despre un cutremur. În caz de cutremur, faci aia și aia. Dar situațiile diferă de la cutremur la cutremur, de la om la om, de la locație la locație. Și știți bine asta. E valabil și în acest caz. Am să încerc să generalizez și să și particularizez cam fiecare situație, atât cât pot. Nu pot individualiza fiecare caz în parte, că mi-ar lua 50 de ani. Dar în mare, în linii mari, dacă urmezi ceea ce îți spun eu, va fi bine. În primul rând, să zicem că ai o faptă mică, mergi la semideschis. Ești cu 30 în cameră, 50 în cameră, e ok. Cu cât sunt mai puțini în cameră, cu atât atenția e focalizată asupra ta. Unde sunt 50 în cameră și timpul trece mai repede. Azi vorbești cu unul, mâine cu altul, te trezești, au trecut 6 luni de mandat. Pe cameră de 4, te saturi repede de ceilalți colegi de celulă. În primul rând, când intri, trebuie să intri degajat. Știu, e greu, clar, dar te prefaci atât cât poți, îți ascunzi tremuratul de mâini, stai cât mai lejer. Intri politicos, dai mâna cu lumea, salut frate, salut, salut, salut. Dacă poți, mai dai și o glumă, bun frate, dă și mie un pat unde stau. Nu-i problemă de pat, că eu stau și pe tavan, sunt omul paianjen. Știi ce zic? Mai destins puțin atmosfera și lumea apreciază chestia asta, știi? Lumea bună. Pentru că și la pușcărie există lumea bună. Că vorbim de găinari care orice-i faceți cu ochii așa pe tine să te studieze, ia să vădă ce-i de capul ăsta. Ei trei ignorați, vorbim aici de lumea bună, oameni care chiar au un cuvânt de spus în pușcărie, interlopi, oameni cu mandate, oameni cu un nume în stradă vor aprecia simțul umorului. Un șmecher adevărat, dacă vorbim de șmecheri și fraieri, că tot vorbim de șmecheri și fraieri în România, un șmecher adevărat e sătul până peste cap de figuri din alea, știi? De mers în piept, de fii atent cine sunt eu. Credeți-mă, mult, mult respect mi-am câștigat printre șmecheri, fiind amuzant, natural, tot timpul pus pe glume, tot timpul. Unde e cazul, când îl vezi supărat, îi lași spațiul lui privat, foarte important. Dar cel mai mult la pușcărie se respectă simțul umorului, pentru că acolo chiar ai nevoie. Chiar ai nevoie să mai zâmbești. Și e greu să-ți găsești tu singur motive să zâmbești. Ei, și atunci apar tu pe cameră cu noi
și ne ilumina camera. Salut, salut, chiar dacă sunt supărat, ai văzut? Știi senzația, când chiar dacă ești supărat sau așa, vine unul la tine, oh, salut frate, direct zâmbește așa, îți transmite energia pozitivă și e un lucru foarte important. Atât timp cât poți transmite energie pozitivă, ai de câștigat și în iad. Dacă știi să dai o glumă finuță, frumoasă, o dai. Dacă nu, nu. Nu prea multe glume. Voi face un vlog și despre glumele la pușcărie, care de fapt sunt, am mai spus, un test psihologic. Trebuie să fii foarte atent la glume. La ce glume fac alții cu tine. Pentru că o glumă, un schimb de glume e ca un interval. E exact același lucru. Sau duce la așa ceva. Intri pe cameră, saluți lumea respectuos, salut, salut, salut. Ți se dă patul. Te-ai așezat. Vor fi unul, doi care te vor întreba. Repet, depinde pe ce cameră ești. Poate ești pe cameră de 30, poate ești pe cameră de 4 oameni. Pe cameră de 4 același lucru. Na, te întreabă. Ce faci, cum ești, ce mandat ai? Dar dacă te vede relaxat, în primul rând, vor avea senzația, a, asta s-a transferat de pe alt penitenciar. Nu-și încearcă din prima cu tine, știi? Lucru foarte important, mai ales în primele ore de detenție. Nu-și o încearcă cu tine, știi? Se gândesc, a, ăsta a executat deja ceva, sau e transferat de pe altă pușcărie sau de pe alt etaj, sau e recidivist, a mai căzut în trecut, pentru că te vede degajat, știi? Dacă te vede încordat, speriat, hai să râdem. Înțelegi? Hai să smulgem ceva de pe el, hai să tragem ceva. Mai ales pe camerele mari, unde dacă sunt 50, 35 sunt săraci, 15 sunt modești sau chiar cu o situație bună. Primesc vizite de la familie, au tot ce le trebuie. În primul rând, în prima zi de pușcărie, chiar dacă vezi pe unul cu telefon sau așa, nu căuta să ai tovărășie cu el, bă frate, dă și mie să sun acasă, îți plătesc. Nu, așteaptă, ai timp, zilele viitoare, nu trebuie din prima. Pentru că riști să agiți spiritele, să nu te intereseze, nici să nu te miri așa, wow, ai telefon, wow, nu trebuie. Pentru că vei da impresia că ai fost adus de milițian pe acea cameră, tocmai ca să sifonezi. În prima zi, oricum, majoritatea se vor feri de tine, pentru că nu vor ști care-i treaba exact cu tine, știi? Din cauza asta te vor și descoase, vor adresa câteva întrebări, să te citească. În cazul în care ești vreun sifon, să știe să se ferească de tine, să te scoată din cameră, să te bată și să te scoată din cameră. Dar dacă nu e cazul, nu vei avea probleme, clar. În prima zi caută să nu bați în ușă la milițian. Chiar dacă ai nu știu ce nevoie, nu știu ce, întrebează deținut, bă, uite, am problema asta, asta, asta. Și atunci ei îți vor zice, bă, cheamă gardianul. Și atunci e ok, știi? Dar tu de capul tău să te pui să bați prin ușă, să... Nu trebuie. Deținuții la pușcărie au un talent, au o aptitudine pe care nu o au cei care nu au făcut pușcărie. Cei care ați făcut pușcărie puteți să confirmați în comentarii. Am mai spus-o, știu, mă repet, dar la pușcărie ți se dezvoltă instinctul acesta. Te uiți pe om și știi în 10 secunde cam ce-i poate capul. Și atunci unii vor încerca glume cu tine, te vor simți. Nu te arunca în glume. Nu permite prea multe glume. Nu arunca tu glume acidulate înapoi. Nu,
nu fi prea tupeist, nu în prima zi, nici moale. Le spui ceva de genul, frate, sunt obosit, am venit de pe cursă, ai fost și tu pe cursă, știi cum e? N-am chef azi de glume, frate. Avem timp și de glume. Și dacă nu vor înțelege ei, alții vor înțelege și le vor spune, lasă-l bă, ce ai? Nu a intrat omul bine pe cameră, te iei de el, iar ești tu cu figuri sau... În 30 de oameni unul va fi acolo să-i atragă atenția. Mai ales dacă ai făcut o primă impresie bună, lumea bună îți va lua partea. Să fii curat. Foarte important. Să fii igienic, frate. Pentru că sunt mulți jegoși de care tragi să se ducă la duș. Stai departe de jocurile de noroc. Foarte important. Că vor veni unii alții, a, ce faci, frate, schimb de vorbe, hai, frate, dăm o carte. Nu, că nu facem la pariu, nu facem pe nimic așa. Sau jucăm așa pe o țigară, te agață, știi? Mai ales dacă ai țigări la tine. Vor căuta să-ți câștige acele țigări. Nu te arunca, spui, nu sunt eu cu jocurile de noroc, frate. Oricum, nu prea sunt căutat. Ca să nu pici de gâscă, știi ce zic? Nu prea sunt căutat, am strictul necesar, de-abia mă descurc cu țigările de la lună la lună. Și atunci ei vor înțelege, a, de pe ăsta n-am ce să trag, nu-i prea căutat. La jocuri de noroc nu se aruncă, dă-l dracu, își pierd interesul față de tine. Și din 30 sau 20 de deținuți vei găsi 1, 2, 3, 5, care să fie la nivelul tău, adică oameni cu care să poți discuta subiectele tale de discuție, dar toate astea în timp, știi, nu trebuie să forțezi nota din prima zi. În prima zi e foarte important să fii cât mai neobservabil în cameră. Nu căuta să ieși în evidență, am mai văzut câțiva intrau așa cu tupeu pe cameră. Care-i șeful de cameră aici? Ah, din ala ești. Păi stai că suntem toți șef de cameră. Înțelegi? Veneau cu filme de afară, erau învățați de proști. Frate, când intri pe cameră sau cine știe, auziseră ei povești de la alți deținuți că am intrat pe cameră, am întrebat care e șeful de cameră, le-am spart gura la toți acolo și probabil au zis și ei, hai să fac și eu la fel. Și s-a lăsat urât, știi? Foarte urât. Deci nici de cum să intri tu pe o cameră și să zici care mai ce, hai dăm un pat, să fii agresiv, să o dai în mușchi, să... chiar dacă ai mușchi. Nu vrei asta, crede-mă. Modest, frumos, politicos, frate, dă-mi și mie, te rog, un pat. Cine se ocupă aici cu așa, cu paturile? Aha, ok. Dă-mi, te rog, un pat. Poate omul o să-ți spună, bă, la patul 1 sunt criminalii sau... sunt băieții cu pedepse mai mari. Ia patul 2. E ok patul 2, înțelegi? N-am prins camere cu patul 3. Înainte era umilire patul 3. Dar pușcările sunt supraaglomerate, deci... au fost și șmecheri la patul 3 pentru că sunt supraaglomerate, n-ai ce faci. Dar la sistem închis... e patul 1 și patul 2. Acolo nu mai e. Înainte era chestia asta, se băteau pentru paturi, te bați pentru patul 1. Erau multe chestii în trecut care acum nu mai sunt. Dau un exemplu, în trecut, dacă îți cădea pachetul de țigări pe jos, gata, era lăchit. Era pachetul de țigări lăchit, nu mai puteai să-l iei. Doar cei care se ocupau de curățenie aveau voie să-l ia și homosexualii. Și tu pierdeai pachetul de țigări. Pe urmă au văzut ei că-i paguba prea mare și ce-au zis, bă, numărăm, frate, până la 3. Cade pachetul jos, 3, 2, 1, pac, l-am luat, numai gata, nu-i lăchit. Dar unii mai stăteau pe la 4, 2 până se dădeau jos, se scurgea cronometrarea, așa că s-a mărit la 10 secunde, știi? 10, 9, 8, aveai timp să-l iei, știi? Da, era teroare înainte, dar acum nu mai e chestia asta, știi?
Sau înainte, dacă cereai o țigară de la cei care, de la plantoane, nu știu, te lăchiai sau era mentalitatea asta tâmpită. Am văzut șmecheri care nu mai aveau țigări cerând o țigară de la cei considerați a fi lăchiți, adică de la homosexuali. Nu mai era băieție. Băi, când nu ai țigări la pușcărie, gata, băieția, știi, se duce. Și regulile alea vechi. În principiu, regulile astea tâmpite le respectă cei de care s-a lipit pușcăria. Au căzut de 6-7 ori la pușcărie și încă mai au figurile alea de pușcărie, dar nu sunt mulți, să nu credeți că sunt mulți. Lumea a evoluat, hoții au evoluat, infractorii în sine au evoluat. Nu mai gândesc ca pe vremea aia, știi ce zic? Au mai ieșit și ei pe afară. Mulți din ei încă sunt prin pușcăriile din Europa. Deci au avansat. Au altă gândire. Nu mai e așa. Majoritatea vor să își termine mandatul și să plece. Că mai pot să râdă de tine, că poate ești prost sau retardat, au să râdă de tine. Nu trebuie nici să fii împiept să-ți arăți tu ce V ai, că nu interesează, dar nici să fii pămpălău, știi, adică îți aruncă unul o glumă, zi mă, te-ai fătut în cur, și tu, nu, să nu faci asta. Tai macaroana direct, lasă, băi, dar vezi, trebuie să ai puțină stradă în tine totuși. Trebuie să ai puțină stradă, știi, să ai și privirea aia, și atitudinea aia, și, știi, că dacă îi spui, bă, dar termină, mai rău face, știi, trebuie să ai atitudinea, bă, ai venit tu cu figurile astea, mă, iei pe mine cu pantaloni scurți, știi, trebuie să ai și atitudinea oarecum, dar, în principiu, care îi vezi așa, îi ignori, îi ignori. Oricum, cei care au genul ăsta de atitudine sunt dați la o parte de lumea bună. Ei își câștigă oricum locul pe acolo prin cameră și drepturile astea, că sunt lingușitori la șmecherii adevărați, care oricum nu-ți au treaba. Dar și șmecherii s-au săturat de lingușitori. Și mai degrabă ți-a ție apărarea care ai o prezență plăcută, simpatică, decât să ia la un enervant, un imbecil care se ia de toată lumea. Știi ce zic? Să ia lui apărarea în fața ta. Oricum, prima zi evită toate tangențele astea. Evită glumele, evită miștourile, băgările de seamă, nu te băga prea mult în seamă. Ai să te orientezi tu zilele următoare. Dar în prima zi nu încerca să-ți câștigi tu un nume în cameră, pentru că nu ai să reușești. Mai ales dacă ai căzut tu din greșeală, tu nu ești un infractor de profesie, da? Tu ai făcut, Doamne ferește, eu știu, un accident de mașină, ți-a sunat telefonul, am mai dat exemplu ăsta, sau orice altceva, ai accidentat pe cineva sau pur și simplu și ai căzut la pușcărie. Deci tu nu ești un șmecher de profesie. Nu știi cum să reacționezi în anumite situații. Golănește. Rămâi în pătrățelul tău. Vor fi mulți șmecheri care vor aprecia chestia asta, știi? Sunt multe de spus, sunt multe situații. Da, se pot întâmpla multe lucruri imprevizibile. Eu știu, e caz la unul mega antipatic, cum am pățit și eu. Acolo e decizia ta ce vrei să faci. De fiecare dată când am schimbat camera, a fost ca și cum am schimbat pușcăria, jur, nu știu. Ca și cum am luat mandatul de la început, pe cuvântul meu. De fiecare dată. Doar când m-am cerut eu pe o cameră, aveam niște prieteni în camera cu tare și îmi ziceau, hai bă cu noi pe cameră că ne înțelegem mișto, hai că mai e un loc aici. Ok frate, hai că vorbesc și mă mut. Dar când eram eu mutat de pe o secție pe alta, deci e ca și cum îți iei mandatul de la început, din aproape toate punctele de vedere. Din nou ai de-a face cu oameni noi,
unii care vor să te testeze, doar că renunță mult mai ușor la testele astea pentru că văd că tu ai fost deja închis de ceva vreme și doar te-ai mutat de pe o cameră pe alta, știi? Dar e cam același lucru. Învață din nou să îi suporți, acomodează-te, ai tabieturile tale, ei au tabieturile lor, trebuie să le suporți tabieturile. Unul poate în somn face niște zgomote din alea și niște mirosuri și trebuie să-l suporți, altul vorbește în somn, plânge în somn, eu știu, tot felul de ciudățenii, altul îți vorbește 8 ore fără să-l poți opri. Că așa sunt unii deraiați. Până ajungi să te acomodezi cu ei, te mută în altă cameră. Începe reacomodarea. Dar oriunde mergi. Regula asta se aplică inclusiv în viața de zi cu zi, dincolo de gratii. În orice cerc te infiltrezi, studiază-i. Înainte să arăți tu cine ești sau chiar și în școli. Ai văzut când te muți dintr-o școală în alta sau dintr-o clasă în alta, e cam același lucru. Poate chiar la fel, poate chiar mai rău, că vorbim de copii care nici măcar nu sunt controlați de un gardian acolo să le zică, băi, știi? Deci oriunde mergi în viața asta, studiază terenul. Studiază-i pe toți cei care te înconjoară. Înainte să iei anumite decizii, înainte să te prezinți tu ca om, să-ți arăți slăbiciunile și să fii vulnerabil. Viața în sine e o pușcărie. Și când schimbi orașul, e același lucru. Indiferent ce alegi să schimbi în viața ta, eu sper să alegi să-ți schimbi viața în bine, să nu ajungi la pușcărie, la cucubau, au-au, că e urât. Rămâi alături de familia ta, rămâi liber și sper să rămâi în continuare și alături de mine pe acest canal. Înainte să închei, tot uit să spun, în ultima vreme primesc foarte multe reclamații la diferite episoade, cum că instig la violență, cum că toate prostiile astea. YouTube-ul e tot mai ciudat. Am făcut contestații la reclamații, unele mi s-au aprobat, altele nu. Ca siguranță, mi-am făcut un canal secundar. Momentan canalul acela îl păstrez ca pe un album de familie. Dar, Doamne ferește, în caz că mi se închide acest canal și se poate întâmpla, pentru că am văzut la un vlogger care avea 300.000 de abonați, l-au închis fără motiv. Am înnebunit când am văzut, sper că îl poate recupera sau l-a recuperat deja. Nici măcar nu i-au acordat un motiv de ce i-au închis canalul. În fine, în cazul în care se întâmplă chestia asta, vreau să știți că mă găsiți pe și voi continua pe canalul 2 jumate. Voi lăsa și linkul în descriere. M-aș bucura să vă abonați acolo și orice ar fi să nu pierdem legătura, pentru că am creat împreună ceva frumos. Acest canal e strict educativ, acel canal e un fel de, nici nu știu, daily vlog, am spus, album de familie. Dar dacă va fi să-mi închid acest canal, voi duce mesajele de pe acest canal în continuare pe acel canal. Albumul iese pe 15 aprilie, sper să vă placă, am pus mult suflet, ați văzut. Am investit mult în el și financiar și sufletește. Sper să vă placă. Începând cu 15 aprilie, poate chiar mai repede, vedem, că nu depinde doar de mine, va fi pe montanaromania.com. Acestea fiind spuse, dragii mei, nu-mi rămâne decât să vă doresc o zi liberă.
Gândește-te la mine dacă stai în chirie. Gândește-te la mine dacă ai căzut la pușcărie. Gândește-te la mine dacă ești acum la greu. Pentru că, la fel ca tine, sunt și eu.